făcut 1.000.000 de euro filmul, da? Da, înspre 1.000.000 de euro. Înspre 1.000.000 de euro. Da. Așa, cu actori din București. Acum te trag și eu de urechi, că noi ăștia din Cluj nu mai suntem buni, că 1.000.000 de euro l-ai făcut cu noi în reclame și l-ai spart cu aia din București. Mircea, apreciez foarte mult la tine că tu nu ți-ai schimbat accentul. Și am zis, mileni să mi-l schimb. Efectiv, îți prea leneș. Adică aia înseamnă să mă apuc să, nu știu, să iau lecții de dicție, să fiu... Nici nu am inteligență fonetică, știi? N-am dormit cu o seară înainte și am adormit la volan. Am intrat cu mașina în stâlp. Toți am fost în regulă, spre surprinderea mea. Mașina a fost daună totală, deși nu aveam casco. Era casco oprit cu o lună înainte. Da, ce să mai vrei? Sănătatea, viața pe primul loc. Mi-e rușine cât de noroc am avut. Actorul meu preferat e Nicu Bendea. Deci o vol la nuntă pe bani, cum era Nicu, că își dorea de delirurile alea, a zis, genial, omul ăsta e genial. Zici, ești actor, trebuie să-l livrezi. Nu mă interesează că e 50-a dublă, tu trebuie să-l livrezi. 20 de influencer care, dacă ar intra în politică, ar rupe. Ar rupe că, până la urmă, nu, ca președinte trebuie numai să comunici. Și știi să comunici ca lumea. Deci ăștia de lemn, zvardă la comunicare. Așa e, ciucă. Zvardă. De calibru, genul programului nu o să fie divertisment ca până acum, entertainment, o să fie de-a dreptul comedie. Pentru că invitatul nostru, al meu și al dumneavoastră din această seară este inenarabilul, inepuizabilul, indescifrabilul, dar noi tot o să aflăm ceva în seara asta despre el, Mircea Bravo. Nicu, îți mulțumesc mult pentru invitație, îți nevorbi, n-am mai păsit de mult, că numai stau pe acasă și la filmări și acolo vorbesc foarte puțin, numai cu script. Vreau să vorbesc liber, să-mi dau drumul. Ai zi-o pe asta, deci acasă numai cu script? Da. Păi nu, da, acolo e rolul de tăcut. Rolul de tăcut. În scurtul moment de până a începe înregistrarea, Mircea a văzut la noi că noi părem intelectuali, avem fel de fel de chestii, un cub Rubik. Ianoș Rubik, salutăm pe această care și socra. Și ne-a spus un lucru, dăm o nouă știre, sperăm să fie preluată de ziarele importante, ziarul Kaufland, Monitor Oficial și alte ziare. Mamă, care să tipărești. Genius că sponsor. Cred că am voi, eu care sunt profi, nu știu că am voi. Tu ești profi tot timpul și pentru asta apreciem că ai venit la noi în podcast, socră sughite. Și ne dezvăluia Mircea în premieră faptul că el a făcut cuburi rubice, există plural, la în modul profesionist, adică... Era exagerat, Tonicu. Nu, la mea eram prin 2012, eram dat fel cu facultate, nu făceam nimic, am dat de un cub Rubik și am zis, să fiu bun la asta, am învățat să fac cubul Rubik și pe într-adevăr de plictiseală, în 2013 am participat la campionatul național de cubul Rubik, unde am luat locul 13. Din 15. Din 15, da? Într-adevăr, da. La egalitate cu locul 12. Da, de aici și consecința aia sau cum, important este să participi, nu să câștigi. E minunat să câștigi, așa era cumva, avea ceva lozincă, ceva apă minerală, parcă. E minunat. Da, precizăm că l-a mai făcut Mircea și o să-l mai facă până încep eu cu întrebările. Comedie spumoasă, râs câte țin bojogii. Cam așa ar trebui să se intituleze un slogan pe care îl propun eu pentru noul film de lungmetraj al casei Bravo Films. Greșesc, Bravo Films, da? Nu, da, că zicea unii, ar trebui să puneți Babo Films, că numai cu Babe filmați. Babo, mulțumesc, care mulțumesc. Care a filmat-o cu tantele nuți, așa cum, într-adevăr, iar avem o persoană în vârstă care joacă un rol important și... Dar, spre deosebire de tantele nuța, și moare. Și moare, da. Moare. Și ziceai când ai lansat filmul Nuntă pe bani, că ai făcut prima dată nunta ta. Da. Și după aia, ca să trăiești experiența, da, ai folosit experiența. Și bine, în filme, nu, să trăiești înainte experiența, înainte de a juca rolul. Da. Acum, la moartea pe bani, sau... Da, a fost next level. Adică până acum, prin două filme ne-am jucat. Da. Că a fost și faza, știi, că am filmat cu universul nostru. Cu mama mea, Elena Ivanca, care deja era obișnuită lumea din sketch-uri și cumva era cristalizat personajul. Îi anticipa replica aproape. Da, era mama aia dominantă, au venit și Cicu Perfect, adică Dan Chiorean, care era tatăl submisiv, după aia a apărut bunica ideal, a apărut cucu așa și aveam universul. Și cu universul ne puteam juca, aveam variații mici. Și o rupt, adică noi suntem foarte mulțumiți că lumea a venit, le-a plăcut și pentru noi a fost un pic de ieșit din zona de confort să mergi să faci acum un univers de la zero. Știi, cu oameni care gen... cum e Mircea din filmul ăsta, cum e Costel din filmul ăsta. Din alt film, adică. Da, și e primul film în care nu mă cheamă Mircea.
Deci în primul ți-a chemat Mirciulică, era nașterea ta, în al doilea Mircea te și căsătorea, acum e moartea ta că te cheamă Adrian. Adrian, da, a murit Mircea, s-a născut Adrian. Adrian. Da. Și vezi în trendurile astea, nu știu, poate la anul, în următorul film o să fie Daniela, nu știu. Da, 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 da. Transformările astea... Sau ceva animal. Sau ce, animalul din tine da. Scoate tot timpul ceva nou la suprafață și asta. Fă cubul acum, fă Bă, cubul. Nico, l-ai albit, l-ai îngălbenit. Mai am, numește PLL, ultima etapă aici, care trebuie să mă gândesc, pe gen, man, nu-s prea concentrat aici, plus că... Dar ai făcut extraordinar și până acum. Să pune, bravo, frumos. Deci, cu Costel Bojoc și cu Maria Popovici faceți o tripletă de aur, un fel de menaj a troa cu moartea. Da. Cu moarta, pardon, cu am emoții. Rodica o cheamă pe doamna care interpretează rolul milionăresei. Milionăresei din film, dar are tanti în vârstă care are 5 case, 2 apartamente, nu știu ce. În Cluj. N-am specificat, într-adevăr n-am specificat în Cluj, dar cu ei în Cluj, cu ei în București, cam astea cele două variante, oriunde dă bine să ai 5 case, gen, îi bine deja, ești acolo sub tot. O fi, cum avea Năstase mătușa Tamara, o fi asta bunica lui Iohannis. Că ceva de genul ăsta, cu a avut 6, a pierdut una, două, așa. Nu mai știu, dar mi se pare că e o temă în care toată lumea se regăsește, adică toți gen, da mă, bunica aia mea, da... Da, nu știu, lasă mie, adică toți căutăm moștenit, o neam îndepărtat da, care ăla stă bine. Oare l-am lasă ceva? Să-mi lase și mie cea că și eu merit și eu sunt undeva în arborele genealogic. Plus că ați văzut ăla de la Recorder, era materialul ăla cu vânătoarea de oameni în vârstă. Da. Și în Cluj am zis că se practică. Să-i luăm în ținere. Da, ei câte un bătrânel ăla care are o casă care nu își dă seama cât de valoroasă, care îi dă răpunată. Semnează o hârtie, da? Îi pui sunat. Și îl iau sub formă de rentă, știi? Adică gen... Eu te iau și te întrețin până mor. Uzufruct viager. Exact, uzufruct viager. Te țin până cât trăiești. Renta asta a fost 1 milion de euro filmul, da? Da, înspre 1 milion de euro. Înspre 1 milion de euro. Da. Așa, cu actori din București. Acum te trag și eu de urechi, că noi ăștia din Cluj nu mai suntem buni, că 1 milion de euro l-ai făcut cu noi în reclame și l-ai spart cu aia din București. Mai mult am spart cu oamenii aia din Grecia. Adică actorii nu m-au costat așa de mult cât m-au costat 10 zile. Cred că cei mai mulți bani am dat la Tarom. Adică nu, o parte foarte mare. Adică bilete de avion, pentru că trebuie să înțelegi gen, nu am mers acolo și am filmat-o. Trebuie să mergem, odată am mers, am ales prospecțiunea. Care? Acolo, bun. Am ales insula aia după ce am fost mai multe părți. Bun, acum am fost o echipă restrânsă de 7 oameni. După aia du-te cu omul de la lumini, ca să zică, bă, aici trebuie să filmăm după masă, cu omul de la sunet, cu omul de la imagine, cu scenografie care trebuie să arate plaja și așa mai departe. Am închiriat o plajă acolo, adică foarte mulți bani s-au dus pe producție pe greci și în Grecia și în Bulgaria, bine și în România, în Giurgiu, și acolo am lăsat niște bani, trebuie să recreăm niște văm. Am văzut că am mers și eu în vacanță la Bulgaria anul ăsta și am văzut, Giurgiu scrie aici sunt banii lui Mircea Bravo, cum era pe vremea, aici sunt banii noastre. Deci, practic, ai închiriat o bucată de insulă, 10 zile. Da, am închiriat o plajă, care totuși era luna iunie, era destul de greu. Da, care aproape era în sezon. High season, să zic așa. Dar așa e că merită, mă, 10 zile să dai oricâți bani numai să n-auzi românește? Știi cum e faza că te duci gen insulă fără români? Fără români. Deci în ziua a treia au apărut bobonete pe acolo. Deci au fost full de români. Bobonete? Era unul de la mine din Beclean, deci era full de români. Deci, adică, cum să zic, nu era român cantasos, adică ca limbă oficială, dar audeai română cam cum auzi maghiară în Cluj. Exact. Ca la nivelul ăsta. Da. Deci, cum să zic, nu v-ați simțit singuri acolo? Nu ne-am simțit singuri, dar a fost foarte mișto filmare. Trebuie să menționez că te rog. Era foarte cald pe parcursul zilei și împărțeam filmarea în două. Filmam de pe la 6 până pe la vreo 10. 6 dimineața. 6 dimineața până la 10-11. După care aveam pauză și pe aia filmam de la un 4 până la 8. În timp, chiar la mea nu poți filma că ai umbre mari pe față, știi? Și oricum mai pune luminile și tot. Și... atunci, în pauză, mergeam frumos toți la o plajă, la o baie și eram ca în tabără, știi? Era super mișto, adică trăgeai, adică stăteai la plajă, dar și te simțeai bine că practic muncești. Costinești de patos. Da. Patos, patmos, pat, cum se poros era. Poros, da. Poros. Și țin de când zic Costel la un moment dat, zice, Mircea, tu îți dai seama că tu ce ne ceri nouă, nu-i chiar ușor, că adică ne duci în o insulă faină, atmosferă, nu știu ce, dar noi n-avem voie să ne simțim bine, că, adică gen, să bem un pahar, că eu trebuie să fiu treaz, ca doar să plec la 4, la 5. Da, uite, de exemplu, eu mă duceam la Costinești când eram în ansamblu de muzică populară al liceului și exact, dimineața făceam repetiții, la amiază un pic de scaldă și seara dădeam spectacol. Deci, tare.
îmbinând utilul cu plăcutul. Fai, la mine nu s-a mai întâmplat asta. Până acum, celelalte filme la Nu-ți pe bani, eram de dimineața până seara non-stop. Și hai să recunoaștem că ai făcut asta și pentru colegul, prietenul, asociatul tău, Cristi, să aibă și el o vacanță de vară, nu? Nu, că el are foarte multe. Deci vreau pe această cale să zic că Cristi Leșoan a mers în vreo 8 concedii anul ăsta. O a doua premieră. Anul ăsta și numai octombrie? Da, da, da. Da, pe că anul ăsta n-ați filmat film propriu zis. Exact, anul ăsta n-am filmat și atunci el s-a tot dus. S-a tot dus. Și le-am început să le număr și am zis, a fost în ianuarie în Thailanda. În Thailanda, da, a fost anul ăsta, ai nu o pun anul ăsta. Dar trebuie să o pui, căci anii 2024. Beclenarul e beclenar. Da, da, așa-s bistrițeni. Da, și până la urmă e un accident, să vorbim un pic despre firul narativ, că tu declarai într-un interviu, mi-am notat aici din Libertatea, în Libertatea, primul interviu, noi suntem a doua sursă credibilă de știri care dăm noutăți în exclusivitate despre al treilea film de la Bravo Films, sunt formă, așa? Da. Eu sunt vorbit, dar când tu ești nevorbit și intri în... Eu nu te-am toate să nu fim formă, aia e problema. Nu te-am văzut, nu știu. Poate știe Vlad, nu l-am niciodată pe Nicu să nu fie în formă. Vlad Isătul, el mă și filmează, mă și montează. Dai seama. Da. Și ziceai acolo că să nu zică lumea că vede trailerul și gata, că s-o prins de film și că să aibă răbdare și chiar să intre în cinemauri să vadă filmul. Da, deci hai să vă spun povestea până la intrigă. Intriga înseamnă de când începe forță filmul, știi? Deci, intriga fiind între voi trei. Nu, intriga e momentul în care ne hotărâm noi că trebuie să mergem cu tanti în țară. Așa, bun. Și atunci, gen, practic, suntem trei tineri care umblăm după averea lui tantea asta în vârstă, care nu prea ne suportăm unul pe celălalt, suntem foarte diferiți. Eu într-un fel, Costel e genul în care, liberios, cam mai panicat. Ți-ai păstrat stilul de ardelean și acolo? Da, ideea e că eu nu știu să nu fiu ardelean. Știi că zice nu știm, n-avem cum. Că zice eu, nu, Mircea, apreciez foarte mult la tine că tu nu ți-ai schimbat accentul și am zis, mi-leanii să mi-l schimb. Efectiv, îți prea leanii, adică aia înseamnă să mă apuc să, nu știu, să iau lecții de dicție, să fiu, nici nu am inteligență fonetică, știi? Mă rog, și noi mergem cu tantea asta, ne trezim cu ea în Grecia și acolo, după un moment care îl ținem asta secret, tantea asta moare. Și atunci ne hotărâm, bă, hai să mergem cu ea în țară și poate face rost de avere. De atunci începe acțiunea. Brus deveniți români. Și atunci noi, ăștia diferiți, ne trebuie să stăm împreună uniți, știi? Și de aici încolo, n-am mai povestit. De aici e tare. Aici începe filmul cu adevărat. Mulți care au văzut, bă, gen, ne-au zis și de moarte, peste ne-au zis tot filmul. Nu v-am zis tot filmul, am zis cam până minutul 15. Puh, și durează 90 de minute. Și durează 90 de minute, 90 exact. 90 de minute. Da, da. Și chiar am, chiar, uite, vă, ca trebuie să face engagement, vă provoc, scrieți în comentarii cum credeți că se termină filmul. Ca să vedeți că nu o să nimeriți. Nu. Dacă unul dintre voi nimerește, veniți cu print screen-ul la mine cu data de când se postează clipul și vă iau ca scenarist în echipă. 20 octombrie. Da. 20 octombrie ca să fie înaintea lansării. Mulțumesc, Mulico. Deci, da, mulțumesc, da. Și am văzut între acolo că în urma unui accident cade covilitirul ăla, cade accidentul, apropo. Rechinul, da. Rechinul. Și pentru asta, că și tu ai avut un mic accident primăvara asta sau... Nu, în toamnă. Mă rog, noiembrie, octombrie, noiembrie. L-ai depășit cu bine, nu? Da, l-am depășit cu bine. Și... Mulțumesc lui Dumnezeu. Da, dar nu erai ca exarhul să duci o cutie de carton. Nu, nu, deci, ce, nu, deci eram liniștit, așa, dar într-adevăr n-am dormit cu o seară înainte și am adormit la volan. Am intrat cu mașina în stâlp, toți am fost în regulă, spre surprinderea mea, mașina a fost daună totală, deși n-aveam casco, era casco oprit cu o lună înainte. Da, ce să mai vrei? Sănătatea, viața pe primul loc. Și mi-e rușine cât de noroc am avut. Altceva ce să era și tanti Lenuța în mașină, nu? Era, mergeam la mănăstire. La mănăstire de lemn. Da, la Izbuc. Tanti Lenuța, văd eu din promoționalele astea că mustăcești un pic că n-a apărut și în acest film. Da, cumva am pus-o să... Deci era Mirciulică nuntă pe bani și cum zicea, să ne vedem la Hollywood. Da, da, da. Tanti Lenuța apare și în filmul acesta, într-adevăr, că chiar mă gândeam cum să pornim, Da, apare și în trailer, pentru cei care ați văzut, vă uitați încă o dată atent, dar am pus-o cumva altfel, apare cu schemă, e o surpriză acolo la Tanti Lenuța și da, noi am scris scenariul, după ce ne uitam la scenariul ne-am gândit dacă să o punem pe Tanti Lenuța să joace personajul care moare, am zis că nu putem, că ne-i frică cum reacționează lumea și nu l-am mai pus. Nu am pus-o în poziția aia și am ales un alt personaj pentru ea.
care a fost de acord să moară pe o anumită sumă de bani, nu da. Spunem cât, dar de milionul ăla i-ați dat da, da. Niște zerouri. De unde e doamna Rodica? Doamna Mihaela Deceanu este actriță la teatrul din Turda. Turda. Vreau să zic că am abordat mai multe actrițe cu rolul acesta și am dat mai multe castinguri pentru personajul care moare și vreau să zic că ea a fost cel mai bun. Am dat castinguri și cu actrițe la Teatrul Național din București și cred că trebuie să ai orgoliu foarte, foarte mic să joci rolul ăsta. Ceea ce doamna Deceanu are și o felicit pentru asta și de aia am ales-o pe ea. Foarte bine. Deci descoperiri noi pe bandă rulantă în continuare. Echipa de producție, echipa de filmare tot de la precedentul film? Da. Cameraman este Andrei Băltărețu, adică DOP. Pe care îl salutăm. Da. Care vreau să vă zic că, deci băiatul ăsta Andrei Băltărețu, care a filmat Nuntă pe bani, mi se pare cel mai tare DOP din România, a zis: actorul meu preferat e Nicu Bendea. Deci o vă la Nuntă pe bani, cum era Nicu, că își dorea de delirurile alea, a zis: genial, omul ăsta e genial. Deci, la mea zice Andrei către noi: nu vrei să puneți, să faceți trailer din Nuntă pe bani? Numai bucata aia, dacă știi, one shot-ul ăla când eram la plecarea, la mire acasă. Plecarea da. De acasă, da, cu aveam bucata aia, cu tatăl nostru. Actele cu tatăl nostru. Da, da, da. Puneți numai bucata aia în trailer. Cum ar fi? Ce cojones ați avea dacă nu tot felul de... Atâta. Zice la man, ce tare, Cristi Puiu direct. Am avut și eu debuturi în cinematografie. Ești un diamant, Nicu, ești un diamant. De mă adevăr, unii vor să te țină așa. Dar tu nu ești așa, tu ești așa. Mai colțuros, mai așa. Mai... Adică să înțelegem o treabă. Eu, Tante Lenzoa și Nicu Ben avem o chestie în comună. Niciunul n-am făcut nicio pregătire de actorie. Da. 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 No. Adică... Și se vede. Se vede. se vede de la un punct sau da. Până la un punct, dar nu ne lăsăm. Asta da. E cel mai important. Da. Greu filmare. Bulgaria, cum ți s-a părut Bulgaria? Mâncarea e bună acolo. Bă, mi se părea... Veliko Târnovo. Da. Acolo mai mergeau și românii pe vremea lui Ceaușescu. Da, am învățat un pic de istorie. Am învățat că a fost imperiu acum 1000 de ani. Imperiu Cuman pe acolo, da. Dar, ce să zic, mi s-a părut un pic în urmă ca și... Mi se părea că România de prin anii 90, așa am simțit, și eram... Nu m-am putut bucura de Bulgaria pentru că a fost chiar la final. Deci a fost ziua 21, 22, 23 filmate în Bulgaria. Ați început din Cluj-Napoca? Am început din Cluj, bani am dus în Grecia, după aia am făcut la Vama în Giurgiu, după aia am mers în Bulgaria, după aia am revenit în România, știi, adică ne-am mutat mai mult. Și într-adevăr în Bulgaria deja eram obosit stare și știu că terminam filmarea, mă duceam să mă culc în cameră, știi? Lumea se mai stătea acolo, când am cazat toți la un loc, că mi se pare important chestia asta de comunitate, ca lumea să se împrietenească pe perioada filmului. Deci n-aveți rulote nici când plecați în străinătate, tot în cameră se odihnește lumea. Da, cum să nu. Și nici Cristi n-are scaun de pânză pe care scrie Cristi. Are la birou. Are la birou, că i-a făcut cineva cadou, dar nu. Pe set, chiar țin minte că la Mirciulică, era greu să stea pe loc, mergea să vadă, știi, zicea, nu, regizorul stă aici, se uită la video asist și analizează, dar nu pot, că n-am, știi? Da, el tot timpul să vadă, e să fie și acolo și acolo și să vadă rezultatul finit în timp real și vorba lui, când ceva iese bine, zice, avem. E, ca și când iese fumul alb când se alege papa, habemus papa, avem. Avem scenă, avem cadru. Avem scenă. Și el știe chestia asta, el îl apreciez foarte mult ca regizor, pentru că e genul de regizor care se gândește la starea actorului. Știi că, general, regizorul este felul ești actor, trebuie să-l livrezi. Nu mă interesează că e 50-a dublă, tu trebuie să-l livrezi. Nu se gândește la variabila asta, că actorul e mai în formă sau mai puțin în formă. Nu, că se gândește, bă, îs actor de teatru la care poți trebuie să dai 30 de repetări. Și îs actori ăștia spontani, poate cum îți eu, cum ești tu, cum e tantele însă, la care ne place pe loc. Știi, da. Gen, maximizează, gen, bă, 2-3 duble dăm cu ăștia. Nu tot epuizăm, că după aia deja nu mai ești. Adică fiecare cum îi se potrivește, știi? Și el e genul ăsta, care gen, hai să-i dăm repede, avem încredere, știi? Că da, okay. Asta e foarte importantă, încrederea. Da. Și cum zici tu, de ținut aproape, după aia încredere, sunt niște pași, sunt niște legături. Exact, sau cum erai tu, no, când am tras la Nuntă pe bani. Dar prea mult despre mine. Asta și gata, după aia nu mai vorbesc pe tine. Când am tras la Nuntă pe bani, secvența în care tu erai starostele, no, s-a făcut un cadru, tu ieșai din cadru, te duceai, nu știu ce. Dic, un alt regizor zicea, Nicu, limitează-te, stai aici. Cristi a zis, bă, Andrei, către Băltărețul care filma, hai să dăm mai larg, ca să lăsăm pe Nicu să se, știi? Adică te duci după actor, nu te duci după partea tehnică, știi? Uh-huh. Și aia mi se pare că, până la urmă, actorul, știi, ăla cumva, acolo e povestea, știi? Normal că ajută toate celelalte, dar despre actorii vorba, da, până la urmă. Trebuie, până la urmă, interesul comunului să iasă, adică să da. Respecti textul. Din ce știu eu, la Nuntă pe bani, erau multe scene în care scria Tanti Lenuța,
puncte-puncte. Da, da. Continuă, adică în funcție de cum simțea și dânsa momentul, în funcție de ce se crea. Că și cu ea nu are rost să o impui, că dacă ei nu-i vine să zică un cuvânt. Că doamne, ce natura de tante. Normal că lăsăm să facă cum zicea. Vorbește cu cuvintele tale, dacă ca la ea, școală. Da, exact. Dacă ea îi zice, ziceți așa, zice așa. Ea nu zice așa, nu forța. Hai să găsim altă soluție. Da, da, da. Să-i scoatem naturalețea și vorba aia la maxim din... Da, da. Să scoatem din om. Și asta mi se pare că lipsește în general, cât de cât m-am mai bătut un pic din industria asta, cu regizorii ăștia care... Acum poți să ai și tu o părere, nu? Da, că în general, adică nu gen... Mergem pe tabel, știi? Mergem să se îndeplinească. Hai să fim surprinși, știi? Că de obicei surprizele sunt cele mai plăcute într-un film, știi? Litera și spiritul legii, unde se lasă loc de interpretări. Exact, spiritul ăla e foarte important. Da, da, să da, nu da. Omor spiritul unui film. Zice, uite, eu, poate la mine vine și din chestia de stand-up, îs mai la improvizat, mm-hmm. Așa, de exemplu, eu nicio replică nu o pot zice și a doua oară la fel. Da. Și a doua oară la fel. La Costel... Da. Un etalon al stand-up-ului românesc. Ai observat, ai improvizat în timpul filmărilor, s-a simțit cândva la film ca și pe scenă, adică să fie numai pe el reflectorul? Ai... E clar că, zicea și el, e alt, cum o zis, alt animal de îmblânzit actoria față de stand-up. Ce, într-adevăr, el varia mult, nu neapărat ca text, ci ca stare, știi? Adică putea să-ți dea un text într-o anumită stare și pe aia putea să dea cumva variat. Și practic aia contează până la urmă starea, nu neapărat cuvântul în sine, știi? Da, 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 da. Ce transmite, ce... Și Costel e genul de persoană care gen... El a venit la filmul ăsta, s-a implicat 100%. Cu el n-ați făcut casting, nu? L-ați avut de la început? Da, l-am avut de la început în cap și chiar... Ce era mișto e că îi ceram să fie el, știi? Pentru că noi, cum ne uitam la stand-up cu Costel, ne plăcea bucata aia, știi? Și de multe ori ziceam, când scriam așa... Ca acolo. Da, ca știi, când o scris acolo, ca acolo poate să bagi, știi? Uh-huh, uh-huh. Și Costel, da, nu-s prea nebun, știi? Că noi, Costel în filmul nostru e comedy maker-ul, știi? Eu sunt omul normal, marea e femeia care, nu, normal, adică așa, Costel e delir. Un om care, personalitate care există în viața reală, dar delir. Știi cum e ăla din Zec Galifianakis din Hangover, grăsuțul. Așa e Costel. Delir, nebun. Și lumea o să-l iubească în film pentru că e spiritul ăla liber. Ce-ar face și ei dacă ar fi liber, numai nu uscă, nu poți din cauza lui șeful sau lui iubita sau lui nu știu cine. Deci voi practic aveți niște constrângeri ca personaje, tu și Maria, și el vine... Și el da. La momentul intrigii deja acolo, când trebuie să conlucrați. Pentru că, până la urmă, ce e? Tu mergi să vezi Grecia. Când ești cu un mort după tine, ești panicat de numai. Costel, el nu-l panicat, el e liber, el e exuberan, el se bucură de Grecia cu toată povara asta după el. Și oamenii se bucură de Grecia prin Costel. Știi? Adică lumea, da, ce tare. Așa, da, da. Știi? El e legătura dintre oameni și Grecia. Trebuie să fiu mai atent la ce se întâmplă în jurul meu, că vorba aia, odată vin o săptămână în Grecia. Exact, nu? Exact. Da, ești cu mort, nu contează, eu sunt Grecia, mănânc niște caracatiță, fac o baie. Lasă că am tras și de trollere, da. Am stat îngheșuit în Wizz Air că ziceai de tarom, deci hai să mă bucur de Grecia. Da. Grecii v-au recunoscut? Ne-au recunoscut, nu ne știau, cu siguranță. Poți scoate la montaj. Tu zmus ca mătinușul de când nu scăpăm de ea. Da? A venit. Cum o cheamă? Tă pe mine... Nu spunem că nu vrem să-i facem reclamă, că după aia cere și ea bani. Încă nu suntem așa, vrem să scăpăm de ea. Okay. Vrem să o facem moartă. Am înțeles, musca moartă. E pregătit coșugul, musca mor. Da. Moartea în vacanță, da, cum ziceai și tu că ești slab ca moartea în vacanță sau așa. Deci în România totul are nevoie de concedii, de vacanță, de city break, de brunch-uri, de relaxare, de glamping, de tolăneală, de... Și moartea, știi, nu intri așa, mă, ce banciu, rece în moarte. În cimitir, în cavou. Prima dată intri în vacanță. Toate au în România nevoie de vacanță. Vii din concediu obosit, vai, mi-ar trebui 3 zile de vacanță. Da. Nu mai rup un medical de undeva, vai, am deviație de sept. Mm-hmm. Da. În România fapt... nu se lucrează, scuză-mă că am... Da, da, mi se pare că gen orice politician, știi, care săracul nu are voie să facă nicio schimbare în toate sistemele, dar gen am o propunere să avem liber de ziua imnului. Wow, perfectă
o idee foarte bună. Ce am făcut în această legislatură? În această legislatură am obținut ziua de 14 aprilie zi liberă pentru că este ziua imnului. Am instituit o zi națională. Și pe mai ideea cu podul, știi, când faci punte între zile, știi? Punte între sărbători, mă, parcă îți lucrează Frankenstein în dinți. Da. Apropo că ajunserăm în politică, vrând nevrând ajungem și la politică și în toamnă avem alegeri. Da. Vreo 7 validați până acum. Da. E ca mâine. Da. Cum? Or, dat-o pe doamna Șoșoc da, la o parte. Da, Șoșoc afară. S-a dus distracția. Da, s-a dus distracția. Mă uitam la politică ca la o telenovelă frumoasă. Da. Adică... Acum a dispărut telenovela frumoasă. Da. E interesant, știi? Adică ce mi-am dat seama e că acum cum e perioada asta în care există online, există social media, există o grămadă de influencer care mi se pare că influencerii știu să comunice, știi? Acum tot timpul zicem de rău de influencer, dar... Unii știu să comunice, adică gen poți să vină să-și asumi o greșeală, nu știu ce, și ești obișnuit cu autenticitatea aia. Și când îi compari pe politicieni cu ăștia, creatorii de conținut, zici, bă, ce fake sunt ăștia. Corect. Adică îți dai seama, bă, limba dar de lemn. Ce sunt cu minciunile astea? Și mă ies dacă în 96 sau 2000, când ne uitam așa cumva la politicienii aia, mi-am, ce oameni de campanie au în spate, ce geniali, știi? Da. Chiar erau geniali sau pur și simplu nu aveam termen de comparație? Că acum mi se par că gen ca și comunicare îs absolut dezastru. Mi se pare că dacă ar intra, îs minim 20 de influencer care dacă ar intra în politică, ar rupe. Ar rupe că până la urmă nu, ca președinte trebuie numai să comunici. Și știi să comunici ca lumea. Deci ăștia de lemn, îs vardă la comunicare. Așa e? Ciucă. Toți. Nu mi se pare că unul nu știe să comunice. Ciola cu mai molfe, un covrig, păi mai nu, zice cumva așa asuma de el, că eu sunt omul din popor, eu sunt omul simplu, am înțeles, dar gen, știi, un pic de asumare, știi, adică asumă-ți o chestie negativă. Bă, eu am fost printre, toată viața am lucrat la stat, nu, și nu știu. Foarte slab mi se par, nu, mi se par slab, știi. Dar mergem la vot și pentru... Eu să mă duc la vot, nu, normal, da. Dar e tare, știi, că mai întreb pe câte unul, știi, cu cine votați? Și li rușine să zică că oricare zice, spune ceva rău despre tine. Nu este unul să zici, ăsta, da, tot respectul pentru ăsta. Eu atât de rușinos e acum să zici cu cine votezi, încât eu nu pot să zic. Ți-e rușine de votul? Da, nu, că, da, adică cu oricine votezi îți pare rău după aceea, știi? Dar votul trebuie exprimat și... Da, trebuie, știi? Da. Deci final la Ciolac cu Simion. O să vedem până acolo, până atunci să revenim la film. Da. Nuntă pe bani, locul 7 stele în IMDB am văzut, ceea ce e foarte bine. E foarte bine. Nu dai seama. Ați avut să-l pline, dacă ne aducem aminte, cu o toamnă înainte. Am debutat-o la Cluj cu premiera. Da, da. Acum premiera de gală oficială, când o să fie? În 25, vinerea 25, viitoare. Da. Noi suntem azi duminică 20 da. Și în 25, vinerea la cinema, Florin Piersic. Nu l-a invitat și pe maestru. Ce ar zice Piersic despre moarte pe bani? Mă, o pupam până în via. Da, nu zicea că nu-l cunosc, nu știu cum să ajung la el. Nici eu nu știu pe cuvântul. Eu știu pe Finu sau pe Florin, stau în Hoedin, au și o piscină afară, are două fete. Adică l-a botezat pe el? Nu, l-a cununat. Că soția sa a treia lui... Prește acum. Soția treia lui maestru Piersic e ceva neam cu nevasta lui Florin ăsta. Și eu cununat, na, Florin Piersic cu a treia nevastă, eu cununat pe tinerii ăștia și e fin. Și te zic, mă, ăsta ce inclus? Să-mi spună unde vrea, la cabană, unde e să mă duc, să iau și eu niște... Da, merge cu Dan Negru și cu... Că de-aia am niciudă. Da. Merge la influenceri din București. Când noi avem și noi pa noștri, cu toată modestia, Mircea, dragă. Da. Și să-l pline ați făcut și cum ziceai tu când ai fost la Bacău sau Botoșani când a venit un domn sau o doamnă de 50 de ani și a zis în viața mea n-am fost în cinema. În cinema, da, așa este. Și asta te-o... Da. Spre deosebire de primul podcast pe care l-am inaugurat cu domnul, prima serie de podcasturi cu domnul Mircea Bravo în 2020, acum sunt mai informat. Ce ai pus, mă, facturile? Ce să citesc din facturile? Am făcut documentare, am Bravo. Scris, că nu se poate așa altfel. Am văzut și la Morar și la Măruță, deci bine că ai făcut. Da, pentru filmul ăsta încă n-ai fost la Morar sau la Măruță. Nu, n-am fost. Morar, Măruță, tăți cu M. Da. Brenciu, da. Mrenciu. Am fost la Buhnici. Buhnici, da. Da. Tu ești cu Buhnici, te-ai lans, te-ai buhbuit. Da. Da. Am vorbit așa despre partea mai tehnică a filmului. Nu, într-adevăr, au fost mulți oameni în vârstă care au venit la, și la Meciulică și la Nuntă pe Bani și așa.
Și ce ne-am dorit cu filmul acesta, să păstrăm aceiași oameni, dar cumva să mergem și la tineret, la publicul mai fresh, adică tineretul gen, fie vorba între noi, nu e nuntă pe bani, e un film mai bătrânicios. Prin tema, nuntă. Tu dacă ai 21 de ani, nu te duci în viața ta la nuntă pe bani. Gândește-te în același timp, dacă tu ai 30 de ani, ești cu o iubită de 4 ani și niciodată nu se propui să mergi la nuntă pe bani. Știi, să zici, iubi, am luat niște bilete la nuntă pe bani. Dar de ce? Vrei să mă... Nu, nu, nici vorba, Doamne ferește, știi? Și atunci noi cu ăsta am vrut să mergem mai, să prindem pe toată lumea, știi? Adică am testat, i-a plăcut la tanțile, nu s-a filmat foarte mult. S-a uitat copii de 7 ani, mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare că e pentru toate vârstele. O temă mai generală, știi? Automat. Nicio vulgaritate, nu, vorbim despre bani ca și moștenire, e o aventură. Mi se pare că asta ne-am dorit, mi se pare cumva un cununare, gen aventură, deci trebuie să știi să faci filme ca să faci o aventură, știi, cu urmăriri, cu schimbări de situații. Suspans. Știi că nu, Nuntă pe bani, un film foarte bun, dar a fost un film comod pentru noi, că aveam totul sub control, delegeam anumită locație, acolo blocam tot, ne puneam la masă sau într-o cameră și era gata. Aici gândește-te, știi, te duci în Bulgaria, nu? Alege o stradă, blochează o intersecție, vine o mașină din partea respectivă. Cine a făcut rost de aprobări? Păi am avut mai multe. Ioana Băilea de la noi din echipă, care e top. Ioana e cea mai tare, s-a ocupat de partea de producție. Chiar pe partea de aprobare am avut un tip, Vlad Gliga, care... El e din Mureș, dar acum stă în București, lucra și la filme la Moromeț. Da. Nu, am avut o echipă foarte bună și am avut și Dumnezeu alături de noi, care ne-a ajutat. Amin, voia lui, amin. S-a aliniat foarte bine toate astrele. Și la Vamă în Giurgiu, nu, acolo a fost băgarea. Nu, uite, la Vamă, de exemplu, am depus aprobări de prin luna martie, nu ni le-a aprobat niciuna și a trebuit să recreăm. Adică am găsit o vamă care pe perioada de weekend nu era deschisă, era închisă și am zis, hai să filmăm acolo. Vama în vacanță. Da. No, și nu ne-o lăsat, știi? No, au zis că nu, că orice filmare să nu cumva să pună în pericol, să pună într-o imagine proastă. Dacă erai cine? A fost. Dacă erai Iohannis? Dacă eram vameș, nu vă muiam. Da. Dădeam drumul la film. Repet că am trecut în Bulgaria și așa. Era încă o scuză pentru trafic. Băi, și filmează, bravo, film aici. Acum, pe cuvânt, aveau o porțiune la bulgar, bineînțeles, de 300 de metri, la aia să lucra și din cauza asta, că știi, toată vara au fost probleme cu tranzitul pe podul Giurgiu. Da. Acum, măcar îi dădea o poleală. Păi și-a făcut, bravo, filmul. Da, de că am stat câteva zile în Giurgiu, am explorat și orașul, știi. Am zis că este un hotel lângă Petrom. Da. Și interesant, fix când filmam, noi filmam și la ProTV ceva serial, deci eram toți la grămadă acolo. Groapa filmau. Groapa. Da. Tare, moartea în vacanță, voi cu moartea în groapă. Da, chiar zicea și patronul. Că, da. Ați dat filmele groapă. Oh, ce ne mai jucăm cu cuvintele. Deci ați găsit o vamă părăsită și ați mai pus niște... Nu, am cam recreat-o. Cam recreat-o. Asta Prin însemnând? Nu, te apuci să faci... Deci, practic, tot ce aveam gheretelele în care se putea... Nu, și în rest, trebuia să tragem, să facem... Ați turnat betoane, mă? Nu, că era beton acolo. Am tras marcajele respective, am pus niște stâlpi acolo stânga-dreapta, am separat stâlpișornea de separare, am pus steaguri, am... Nu știu, că am venit direct și a fost gata făcut. Numai știu că a costat o grămadă de bani, vă zic sincer. Vedeți pe ce se duce un milion de... Cum aduce țiriac? Îl ai sau nu-l ai? Da. Bun. Dar oricum, raportat la ce se întâmplă în cinematografia românească, noi avem un film ieftin, când zic un milion de euro. Probabil știți că a zis că nu, sume, 2 milioane, 3 milioane. S-aruncă acum, s-aruncă. Maticiuc a zis că 4. Și, cum, nu, probabil că, nu știu, poate nu-i 4, dar nu, mă iesc că 1, 2, 3, tot trebuie să fie. Adică ce vreau să zic e că mi se pare că, gen, înțeleg, chiar te costă foarte chiar... mult. Adică eu sunt convins că nimeni nu ar fi obținut, nu ar fi scos filmul ăsta mai ieftin decât noi. Deci chiar am stat și ne-am calculat și am optimizat costurile, nimeni nu-l scotea mai ieftin. Să scoți un film care e filmat în 3 țări, la 1 milion de euro... Numai ideea asta, băi, și atâta în Grecia, și atâția bilete de avion, și atâta echipă, că și echipa aia costă. Da. Dar n-ați mers cu toți cu avionul, mai și cu autobuz. Păi, cu autobuz nu, erau trimiși oamenii cu dubele. Și dubele respective trebuia să meargă încet, erau 3 zile în care conduceau, în la 3 zile erau plătiți, trebuiau opriți. Trebuiau opriți, luat cazare încolo, l-au plătit diurnă, tot ce trebuie, știi? Se punea ca și zi, că ziua de filmare și ziua de pregătire, știi? Le-ați dat diurnă în străinătate la actori. Sigur că da, sigur că da. După aia găsește mic dejun la greci până la 4 dimineața.
No, păi nu vrea nimeni să-ți facă. Bă, dar luați niște chestii la uscat. Snacks-uri. No, lumea zicea, bă, nu ne-ar ajuta să fie o omletă sau ceva. No. Du-te, găsește bucătar, plătește, înțelege-te cu el. Și nu, grecii au ritmul lor, știi, adică genii spaipelene, cafele, cu viață bună, nu știu ce, știi? Aveți buzuchi, aveți cântăreți la buzuchi. Avem, avem. Nu pot spune ce melodie s-a cântat acolo sau e una... Da, n-am inteligență, nu. Da, adică nu am inteligența asta muzicală, să știu. Nu e o melodie cunoscută. Da, dar... Adică nu a Despacito, că n-am avut dreptul pe Despacito. Da. Da, drepturi pe melodii, aveți o grămadă de hârtii, așa team cu dosar cu șină, până faci un film. Și, no, și muzica, știi, adică să faci muzică pentru un film. No, cu cine ați colaborat la e muzică? E un tip, Costi Domino îl cheamă, el, de exemplu, a creat chestia, piesa lui Teo Ros cu... Eu nu... Cine... Duminica. Da, eu lucrez duminica, nu, eu la lucrez club duminica. Și la lucrus. Da. Da. Ea nu-i în vacanță, Teo Ros. Nu e în vacanță, lucrează și duminica. Da. Între timp ai dat, după trei filme, dat naștere și unei fetițe să străiască. Mira. Mira. Mira Astrid. Mira Astrid. Da. Astrid Fodor, primărița din Sibiu. Ah, ok, da. De la forumul, da, Astrid, Mira. N-are încă un anișor sau are? Nu, are 7 luni jumate. 7 luni jumate. Da. Dințișori? Încă nu, dar... Da. Lucrăm gingia, lucrăm gingia. Ziua e foarte frumos, noaptea e foarte greu. Da. Noaptea. Nu noaptea. Are s-o, mai îl fragmentează, ne... mai... Știi că prima lună era gen, dormea câte 5 ore legat. Hai, numai ne jucăm. Acum, au spus că cu timp o să fie tot mai bine. Acum, 7 luni jumate, nu, aseară nu n-o dormim nici o oră legată. Nici o oră legată. Nu. E greu și nu. E frumos și greu în același timp. Transmitem salutări și putere mamei Georgianei, că te chiar, cum zice, te chiar, nu, cum zice, tantile Nuța, are un termen, nu... Chiercălit? Un fel de bagabond, are densa denumirile, cum te blagoslovește ca nepot. Dar oricum viața ți s-a schimbat, nu e așa, de când ești tătic? Da? Sigur, sigur, cum să nu? Un pic de parenting, ai citit ceva de parenting? Maxim, stai pe Instagram să mai apare câte un reel, știi, și e acolo, știi? Nu, într-adevăr, o întreagă industrie de care nu știi până nu e așa, până nu intri acolo. Da. Și există 10.000 de teorii și dacă stai rău cu vinovăția, îți dai nașpa. Știi că gen vine unul și zice, e foarte important să nu lași pe copil să bea apă din pahar, știi? Și tu te chinui 6 luni să iei paharul din mână și după 6 luni, tu nu l-ai lăsat să bea apă din pahar, l-ai ruinat, că vezi că acolo el a acumulat frustrare, știi, și el tot timpul să se gândească că e limitat, știi? Deci oricum o să vină cineva să zică că, se combată, că e foarte prost ce ai făcut. Sunt antagoniste teoriile astea care sunt în floare. No. Mi se pare că e genul domeniu în care nu trebuie să dai sfaturi. Sfaturile se cer, nu se dau. Mai ales că părinții sensibili și nu. Abia așteaptă să cer ceva. Da, da, știi? La terapie Bauer n-ai mai dus-o. Nu. Nu, odată. Se ridică, stă înșezut. Stă înșezut, da, da. Apropo, că zicea din Instagram, cu gadgeturile, când aude o notificare, când aude ceva... Încă n-a lăsat să facă, vadă niciun... Tot timpul iau ecranul să nu-l vadă, dar practic în asta, copilul își dă seama ce e important pentru adulți. Și de mult, la mai eram, stăteam cu ea și așteptam să o liniștesc ca să ia după aia telecomanda. Și din ce încercam să o liniștesc, efectiv s-o uita la telecomandă și dădea seama că acolo e atenția mea. Aia, acolo e ceva important, dacă tati vrea, acolo e ceva important. Și aceeași chestie și cu telefonul. Cred că zice, bă, deci telefonul ăla e ceva șmecherie mare, dacă toată lumea e disperată după telefonul ăla. Nu știu, eu peste tot cu amii, peste tot pun cărți. Da. Niciunul nu se uită. Domn profesor, n-a să stați cu cărți. Stăm, păi de asta zic. Dacă stai tu cu dau cărți, exemplu și eu. Nu, dacă stai cu cărți, o să stea și ei. Îți dai seama când eram eu la liceu, dar chiar la generală. În manual ascundeam cărțile de povești. Da. Acum te ascunzi de copii, ți-ascunzi telefonul, în carte, ceva, citesc. Da, da. Deci stimulii de atunci erau cărțile cu povești, exact. Știi? Exact. Bă, nu ți doare că apucut ai tăi să citești cărți de povești. De la dracului stai cu ochii. Și păi apare AI, știi, și spui niște de la, știi, și ești acolo în ceva soluție salină în care levitezi sau ceva. Și zice, stai un pic pe telefon ca oameni, te rog, eu stai pe telefon. Du-te ia tableta, mă. Da, te rog, du-te ia tableta. Ce generații crește, Mircea. Da, dacă zicea că ăștia care s-au născut acum 10 ani erau digital native, așa se numește. Ăștia care se nasc acum, Mirai, AI native.
AI native. Nu știu ce înseamnă, o să aflăm. O să aflăm. O să aflăm, da. No, ce să zic? O să ne pună nouă la părinți, o să ne bată un chip aci de creier. Da. Și apoi când ne mai dau niște impulsuri să mergem la toaletă, la sfârșit, da? Și ei, da, generația Z, nu știu, ce, cine dă denumirile astea? Millennial, boomer, Z, nu știu. Dar pot întreba pe ce GPT cineva, da. Ai cont de, ai întreb vreodată ce... Sigur. Nu, spune soția. Cum era, vezi, și asta s-a updatat, cum erau tricourile astea, zice, n-am nevoie de Google, îmi întreb soția. Da, da. Acum, soția... N-am nevoie de Google, îmi întreb ce GPT-ul. Care-i tot soția, da. Soția, da. Ce să facem? Așteptările de la public pentru acest film? Așteptări? Da. Adică să vină, să umplă iară sălile. Da, până la urmă să râdă, știi? Adică... Curiozitatea asta, hai să mai văd încă un film de la Bravo Films, da? Da, eu cred că e important tema, știi, că să fie un film fresh, ceea ce cred că am reușit prin, nu, faptul că e filmat prin străinătate, că nu, cu niște comedianți pentru care probabil ai plătit, sunt mulți care au plătit bile, adică gen, Costel face stand-up de 15 ani, nu, cred că... 20 de ani, îți dai seama. 200.000 de oameni care au plătit la un moment dat bilet ca să-l vadă, știi? Și, nu, cum am spus, dacă îți place Costel, o să primești fix doza de Costel de care ai nevoie, știi? Nu e pe contra amploa sau ceva, știi? Și, nu, și Maria are publicul ei și cumva aveam nevoie de personajul ăsta, știi? Adică care e un personaj puternic, Maria, văd, da, din personaj... replicile pe care le dai. Da, e cumva liderul grupului în film, știi? Adică ea e mintea lucidă, știi? Că eu-s panicată, ăsta e nebun și cumva, nu, e complementară. Da, ne dorim să vină lumea și da, ce mai dorim să râdă, știi? Să râdă. Deci adică asta e barometru. Eu vreau să merg la un film ăla care să râzi într-una, știi? Adică să fie panciuri de la să râzi, știi? Să vină val după val de râs, știi? Să fie și aventura aia. Bun, asta din jocul actorilor, din scenariu. Și la scenariu am înțeles că ați colaborat și cu Sergiu Floroaia. Da, cu Sergiu Floroaia am început să colaborăm cam din prin 2022. Da, și l-a ajutat pe bani. Deci nu am scris nunta pe bani, după care am mai filmat noi niște completări ulterior, am mai convocat echipa și atunci ne-a ajutat Sergiu, deja era intrat în echipă. Și automat și la moarte în vacanță ne-a ajutat. Mi s-a părut că automat a fost mai complex filmul, cum a venit cineva cu altă viziune, am văzut, care vede altfel lucrurile. Și el gândește foarte mult vizual, știi, poate noi gândim mai mult ca dialog, știi, ce ar zice tare Nicu, ce ar zice tare Mircea, știi, și el de multe ori gândește ce s-ar vedea tare, știi. Dacă și asta face parte din comedie, adică... Automat, aia înseamnă cinematografie. Oricât de tare e ponta, vorba ta, dacă o și joci și ai cadru vizual favorabil, îi se dublează valoarea. Da, trebuie cinematografie, într-adevăr, dar comediile îs până la urmă niște filme în care prin planurile sunt importante, pentru că până la urmă fața lui ăla te face să... Moaca. Știi? Moaca, știi? E tare tot să creezi contextul cinematografiei, dar moaca aia, ăla e panciu, acolo să-l vezi cum o dă, cum se strâmbă sau ceva, știi? Și plus să mai ieși și din cinema și să zici, câte replici bune au fost, nu, să-mi vină asta, da, cu ce tari. Pleci din cinema? Da, ca după aia să, între doi colegi la lucru să poți da chestia respectivă. Da, să se facă după aia mini-scenete de micro-revelionul de la firma X. Tare. Tare. Bun, v-ați adunat în cantonament să scrieți un al patrulea scenariu în care să mai... și eu acolo, vorba lui Băltărețu, te pup pe suflet să mă lase să dau din mâini. Deci suntem la o etapă în care ne-am văzut, nu ne-am văzut special, la Cluj ne-am văzut și am dezvoltat mai multe idei, acum avem două idei și ne gândim cu care să mergem mai departe. La anul o să filmăm un film și o să-l și difuzăm, să zic așa, o să-l și lansăm. Adică ne gândim undeva prin aprilie, mai să filmăm filmul și undeva prin octombrie să lansăm. Adică cumva oamenii nu o să simtă că a fost un an în care noi n-am filmat. Da, știi? Da, da. O să fie aceeași chestia și cred că e și mai bine ca în același an să și filmez, să și lansez. Așa pentru e? Că ce s-a întâmplat noi, de exemplu, am fost la moartea în vacanță, l-am filmat, după care am terminat cu filmările și am zis, bă, avem de lansat filmul ăsta, nu pe bani. Eu i-am și uitat de el. Aici e total altă poveste, alt univers, altfel trebuie să-l comunici. E altfel atmosfera din film, știi? Corect. Și dacă de... în interval de 7-8 luni ești de la un capăt la altul, da, ești mai conectat. Da, ești mai conectat și suplimentar ce se mai întâmplă, tu ai feedback. Știi că tu gen, nu ai făcut nuntă pe bani, hai să facem moarte în vacanță, dar nu știu dacă o mers nuntă pe bani, ce o mers, ce nu o mers, știi că... Nu, aveai mers... în avans un film. Da, noi am mers în cinema, am mers în 20 de orașe și automat am văzut. Se râde la gluma aia. Aia nu a aterizat așa bine, știi? Și atunci tu automat tu știi după aia la următoarea. Noi nu aveam deja feedback-ul, știi? Acum gen,
ieșim cu un film, îl lansăm, vedem feedback-ul și pe aia ne apucăm de următorul. Ce să zic, eu vă doresc succes și cu următoarele filme și da, un rolișor pe acolo. Sigur, tu ești un diamant, Nicu, și păcat. Păi diamantele stau mai mult sub pământ. Depinde da. De șerpașul până, care... Până vine ceva firmă de licitații și îl scoate afară și îl licitează și... Mă pune la montura unui inel cinematografic. Da. Să revenim pe plan mai terestru, așa, cum mai merge YouTube-ul, Facebook-ul? Ce platforme le-au luat-o înainte? Că da. Parcă numai... Eu văd la noi, că noi avem un chioșc aici cu Vlad, da? Da, da. Da, nu se mai share-uiește, măi omule bun. Bine, normal că nu se mai share-uiește. Ții minte când era, aveam clipurile, puneam prin 2018-2019 și reperul, dacă era un clip bun, dacă avea 100 de distribuiri pe minut. Și mă uitam, știi, gen 10 minute, 1000 distribuiri. No, e ok, e mediu, știi? Acum, într-adevăr, nu se mai distribuie. Ce se distribuie? Se distribuie în grupurile de WhatsApp. Aici s-a schimbat mult, știi? Acolo îi distribuie pe peretele tău, adică știi vreun om care își mai distribuie din ăla pe peretele lui? E foarte personal, tu nu mai dai de ceva, numai dacă e ceva foarte nișat, foarte gen... Dacă descoperi tu pe unul care are 3 vizualizări și la e foarte tare, da, îl pui, că ești șmecher. Dar nu-l șerești pe unul care știe toată lumea. Înțelegi? Nu șerești melodia lui Andra, Doamne ferește, știi? Înțelegi ce zic? Și într-adevăr s-a schimbat comportamentul oamenilor. Ce s-a întâmplat e că, cum toată lumea consumă TikTok, cumva am fost forțat să facem, filmăm multe clipuri vertical și să le catuim, să le facem poate mai scurt. Acum, dar fii atent în fază, acum și TikTok-ul. Închei filmant, scuză, închei filmant și nu, pe vertical, mai știi, că mă face oricum lată. Continuăm. Dar ca durată și TikTok am văzut că apreciază foarte mult videourile lungi, știi, adică să le pui mai lungi ca să te țină pe platformă, știi? Să te țină, să mai pună ceva peste ele, să da, mai da, nu știu da. Ce. Dar într-adevăr, uite și YouTube-ul chiar am zis că cum termin cu filmul și lansez, o să fac ca o provocare să redescoper, să reînțeleg YouTube-ul, pentru că clar s-a schimbat, e foarte greu să faci vizualizările acum, dacă în trecut făceam câte 500, acum 100-150 de mii, știi, și nu, chiar vreau să văd ce le place oamenilor să înțeleg, știi? Și cum îți dai seama? Păi testezi. Testezi și testezi. Ești, foarte, testând, ești foarte sincer cu tine. Adică și poți să-ți dai seama și la ce te uiți tu. Că, de exemplu, eu consum YouTube, adică eu, dacă am o seară liberă, mă duc frumos, îmi pornesc Smart TV-ul și stau acolo și dau pe ăla. Dar cumva, în momentul când alegi un video de YouTube, e mult mai important pentru tine decât când alegi pe Facebook, așa, știi? Bun, îl aleg pe ăla care e 14 minute, pe ăla care e 7 minute, ăla e despre tema aia, ăla e tare thumbnail-ul, adică asumarea e mai mare și din ce am înțeles și vânzarea pe YouTube e mai bună, adică dacă vrei o conversie puternică, cineva cine stă pe YouTube 10 minute și îți urmărește video, ăla e mai predispus după aia să-ți cumpere 10 bile de cinema decât unul care stă pe TikTok, știi, sau pe Facebook. Lucruri interesante am învățat și în această ediție de podcast. Mulțumim frumos, Mircea, bravo că ai venit da, alături mulțumesc, de noi. Mulțumesc. Succes cu distribuția. Doamne ajută. Și ne vedem vineri la Cinema Florin Piersic, la deschiderea oficială, la premiera oficială și după aia baftă cu caravana. În câte orașe ajunge acum? 2 săptămâni durează. Am schimbat un pic, că stai mai multe zile în București, că am prins, bă, de ce te fugim să ajungem în Lupeni și în media și nu știu ce, și noi stăm o zi în București. Și stăm 3 zile în București și pe Constanța, Craiova, Timișoara, o proiecție Oradea. În Giurgiu, așa de suflet. Da, sau în Poros, în Grecia. Da. Sau în Veliko Târnovo. Așa sufletul, unde lăsăm sufletul, că ne tot sufletește. Corect, bucăți de suflet, nu ne-l mai recompunem niciodată. Da. Aștept cu bucurie să ne întâlnim. Sigur. Sigur. Data viitoare, mult succes, salutări echipei și, da, vezi, un rolișor nu mare. Sigur, sigur, cum să nu? Îl luăm și pe Vlad, că sigur. Și filmează. Și... Sigur, Vlad a apărut o nuntă pe bani. A apărut pe da. Spate la da, da. Pe videografer. Îl salutăm și pe Vlad și închide camera că avem de discutat, da? Hai, vertical. Sigur. Ca și Mircea Bravo, un om vertical.